Bine v-am regăsit, tot din Dedeman. Am luat așa un set din asta de spirale pentru metal. Sunt 19 piese înăuntru. Vin așa într-o cutie din asta de plastic. Aici deasupra are și o agățătoare, dacă vreau să-l prind într-un cui. Se deschide în felul ăsta și înăuntru sunt, așa cum v-am spus, 19 piese de la 1 până la 10. Deci ăsta de 1 e foarte, foarte subțirel. Deci nu știu dacă îl cuprinde mașina mea, mandrina. Deci 1,5 sunt din jumate în jumate, până la 10. Un pic cam dificil de ajuns la alea din spate, dar se pot scoate fără probleme. Pe cutie m-am uitat, nu scrie din ce sunt făcute, dar au ceva cobalt în ele, probabil că sunt făcute din HSS. High Speed Steel, asta înseamnă. Un aliaj destul de bun pentru spiralele astea, pentru metal. O să-i fac o probă mai târziu la unul din ele, să văd și eu cum taie. Într-o țeavă ceva. Un set destul de drăguț. Te scrie și aici pe spate, deci de la 1 până la 10. S-a făcut și asta tot prin China. Bosch, cutare. Bun, hai să trecem la setul ăsta. Aici avem un set de capete de șurubelniță, tot așa într-o cutie din plastic. Vedem un pic ce scrie pe spate, deci avem 1, 2 și 3, mărim la pH și la PZ 1, 2 și 3, S-uri avem 3, 4, 5, 6, hexagonale, torxuri, și mai avem un prelungitor pentru biți. Cam așa arată înăuntru. Și hai să vedem un pic pH-ul ăsta, pH-1. Îmi plac foarte mult că sunt colorate, deci fiecare categorie are culoarea ei. PZ-urile sunt verzi, S-urile sunt roșii și așa mai departe, și în felul ăsta pot să le găsesc mult mai repede și, sincer să fiu, arată și frumos așa cu culorile astea. Avem prelungitorul ăsta pentru biți. Abia aștept să-l probez să văd cât este de centrat. Știți că am mai făcut eu un clip cu niște prelungitoare din astea pentru biți și abia două din ele erau bune. Asta e un prelungitor de ăla cu siguranță. Se trage în sus și deci bitul intră așa și nu mai iese de aici. Are o siguranță acolo care îl ține strâns în canalul ăsta, aici, unde vedeți șanțul ăsta. Și în felul ăsta se elimină riscul să pierd bitul din prelungitorul ăsta. Ok. Hai să văd la mașină cum intră și cum merge. Să-i bag un bit din asta cu vârf, așa îmi dau seama cel mai bine. Viteza a doua.
nu e așa grav, erau alea care vi le-am arătat eu în celălalt clip, însă are și asta. Hai să probez și eu 1-2 bis din ăștia să văd cum merge și pe urmă o să dau și o gaură cu unul din spiralele alea într-un fir. Văd și eu cât sunt de calitativi. Hai să încerc cu niște negresi din astea pH 2. Băgat capătul de pH 2. Văd și eu cum este. Partea proastă e că acest prelungitor nu are magnet și îmi scapă bitul. Așa arată capătul bitului după astea două negrese. Nu prea am cum să-mi dau seama acum, o să văd în timp cât de ușor se uzează și cât sunt de calitativi. O să mai încerc să dau și cu un torx din ăla mic. Da, deocamdată sunt ok, bine că deci n-am cum să-mi dau seama așa după două teste. Cert e că sunt precisi, intră destul de bine în floare acolo. Da, o să-i văd în timp cât de bine se comportă. În orice caz, mai bun decât aia de la Vite, pe care am descoperit eu la o feronerie în oraș, nu cred că sunt. Da, taie destul de bine. Să mai încerc să mai dau încă una. Să vedem unde, aici undeva. Da, sunt bine ascuțite. Țeava asta rectangulară e de 2 mm grosime și văd că se descurcă foarte bine, adică mai bine de atât. Sunt bune, în orice caz o să văd pe parcurs cât de bune sunt, cât de rezistente ar trebui să fie dacă sunt din HSS. Păi ăsta a fost clipul meu legat de seturile astea două de la Bosch. O să văd pe viitor cât sunt de viabile. Ne reauzim la clipul următor. Până atunci vă doresc chef de treabă și numai bine.